baby. Neva, băieți, astăzi o să antrenăm umerii și mâinile. O scris în comentarii un băiat acolo foarte bun că vrea să vadă antrenamentul la mâini. Biceps și triceps și eu am decis să fac astăzi un antrenament combinat umerii cu mâinile. Este un antrenament de lui Arnold Schwarzenegger. El antrena mâinile aparte și de mult timp am zis că trebuie să le antrenez și eu o zi aparte pentru că ele sunt mitele și trebuie crescut o leată. Mai scurt, facem antrenamentul și facem un pump bun să obținem picul la biceps. Începem cu umerii, începem cu military press, umerii din față, după asta trecem la umerii din mijloc și din umerii din spate. Apoi la urmă dăm bicepsul și tricepsul, o să fie super set. Deci, hai să facem. Deci, băieți, dar nu filmat din partea asta, zic, partea asta? Dar nu filmat coșul meu. Căruci, dați să vă spun. Începem cu military press. Deși pentru că este un antrenament de forță, adică este o bază, împingem din față și facem la 5 repetări, adică să ajung la o greutate care să fie maxim 5 repetări să fac. Și o să mă opresc la greutatea asta și o să fac 4 seturi sau 3, plus minus. Și de mai departe o să fie pump. Adică primul facem la forță, după asta să facem pump, să pompăm mușchii la multe repetări. Asta e combinație foarte bună. Țineți minte, primul exercițiu îl faceți la forță, mușchii se sforțează, se crească, după asta pompați. Asta e cea mai bună combinație. Am aici plus minus 45 de kg. Adică 15 cu 15, 130 și griful ăsta nu are 20, el are mai puțin, poate mai timp 15 kg, e mai mitel. Ca așa de acolo. Plus minus 45. Facem 4 repetări sau 5. Hey, sippin' that yaki, bitch in the past, he got two more in the backseat. Hello, baby. Vet all white, it's ashy, doing 150 on the dash, can't pass me. Go to the bank with a check like cash me, 100k bitch, big rack me. Throw it in the bag, big bag me, I'm already married to the money, can't have me. She said she adore me. Nu ne obosim tare, pentru că mai avem de făcut mai mult kilograme și de ajuns 5 repetări. Mușchii oricum se încălzesc și la 5 repetări, nu-i neapărat să faci 15. Dior me. Hello. Drip check. Hello. Record me. Trip. This gun on my hip for 40. If it ain't about money, it bore me. I'm yawning. No. If it ain't yak, don't pull me. Don't pull me. If it ain't yak, don't pull me. Mm-mm. Come get your bitch. She on me. Hello. She clapping her ass. Applaud me. Hello. I swear I'm a son of a bitch for the son of my wrist. Destul să faci de ca când te încălzești. Eu cred că destul să faci doar 4-5-6 repetări până ajungi la greutatea optimală. Adică nu este necesar să faci mai mult de 10-15 cum te-ți fac și să obosesc. Și când ajung la greutate mare, ne-am sunt obosit. Nu, asta nu se merge. Întâi faci maximum, după asta scazi înapoi și atunci te-am începe faci mult, mult repetere. Good morning. And I'm the shit and the shit on my wrist, I told her. Water. We in the spot. Bottles and dots, took home somebody's daughter. Trish. Call me the Big Mac, bro got the Big Mac and he on point like a zigzag. Niggas be talking that fly shit. De dornit am dornit normal. Chiar foarte bine m-am culcat. Eu ieri m-am uitat la un video și acolo spunea cum să dormi corect și știi, nu este corect și spune că nu este corect să mănânci înainte de somn mult. Și că așa la mine, eu când vreau să naberesc, cap eu mănânc și croce, eu pot să mănânc la ora 20 noaptea și 50 minute să mă culc și tot noaptea mă dă în călduri că stomacul meu prelucrează mâncarea. Și cred că una dintre cauzele care ne iese în acnei pe față, asta că mănânc înainte de somn. Eu am observat cum începe mânca înainte de somn, cum mă se împrește poșurile pe față. Și mai scurt acolo se spune așa, nu trebuie de mâncat înainte de somn cu 2 ceasuri, asta cum să dormi corect, somnul tău să fie bun. Încă una, trebuie să fie liniște și întuneric în cameră. Și asta e.
și minim măcar 7 ore de dormit. Așa și am făcut, m-am culcat la 11, am închis tet, am stat în tet și am adormit și m-am trezit la ora 8 azi. A fost ideal. Dar mă amințește capul, mă, când am făcut setă, mă amințit capul, uite că am băut mult cafea. Am băut o cafea acasă și am băut o cafea înainte de sală. Căroce e ora 3, mă, dar eu băut de-am 4 cafeli. Și asta e mult. Surprise, motherfucker! Știi cântcu? Fucking... Surprise, motherfucker, să începi! Cat, damn, homie, where's the drip at? Got this chick in the car, she complaining too much. Told her sit back, sit back. Gave her some yak, told her relax. Boom, bow, that's how you fix that. Sipping that yaki, bitch in the passy. Got two more in the backseat. Hello, vet all white, it's ashy. Doing 150 on the dash, can't pass me. Go to the bank with a check like cash me, honey. Am făcut 4 repetări, deci trebuie să scad puțin și să fac 75 kg. Încă 3 seturi, câte 4, nu, câte 5. E greu pentru mine, 85 kg. Dar normal, am mers, pe bun. 4 e bun. Dacă mai facem una, credem că a să mă amințesc cu capul prea tare și vreau să-mi cap ștangă. Surprise, motherfucker! Hey, bitch, big rat, big rat. Throw it in the bag, big bag me. I'm already married to the money, can't have me. Can't have me, baby. Can't have me, baby. No, 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 no. Vreo două zile în urmă am făcut o mire uleacă și poate și nu pot face. De obicei, trebuie să împing mai mult. Și pe planul eu trebuie să fac încă și gym za golovu. Asta când barai după spate și împingi în sus. Ideea n-am cunoscut și bămuș. Credeam ne-i greu. Următorul exercițiu asta e gym za golovu. Dacă am pins la umeri după cap. Asta este exercițiul lui Arnold preferat. Mulți în zăvădează nu-l fac, pentru că el se consideră periculos să traumezi umerii. Dar dacă îl faci cum trebuie și ești un ești avansat în sport, umerii rezistă. Pentru începători, da, este periculos să-l faci. Dar faci o foarte bună bază pentru umerii laterali. Îți dă o lățime în umeri. 60 kg împins după cap la umeri. Fiți atenți la tehnică și fiți atenți cum eu fac, să faceți și voi. Poate. Nu asta. Nu asta am vrut să zic amu. Am vrut să zic că azi o să fie citata zilei. Surprise, surprise, motherfucker, the king is back. Hello, baby. Hello, baby. Hello, hello. Look, I'm now, y'all next. That was just something that died. Am mergem mai ușor, el lift m-am gândit eu. Dar dacă n-ar fi și coșul ăsta, va fi moșa. Surprise, surprise. The king is back. I came from the projects and made progress. Projects make progress. And niggas could die next. So please don't get caught in the process. Thotties. Bottle with liquor in my body, huh? I gave my shooter a perk, huh? And now he my personal zombie, huh? I got them hitters from by me, huh? I used to peep it in the hood. She gave me head and I nut on her hands. Like Fabio, you finger licking good. My shooter gone. I just tell him the block that I want him to do it on. Yeah. He make it hot and then move along. And a little demon official. Huh? Part of the day, it's part of the dizzle, huh? It was just Christmas, I gave him a pistol. Sipping that yaki, bitch in the passy. Got two more in the backseat. Hello, vet all white, it's ashy. Doing 150 on the dash, can't pass me. Go to the bank with a check like cash me. 100k, bitch, big rat me. Throw it in the bag, big bag me. I'm already married to the money, can't have me. Can't have me, baby. Can't have me, baby. No, 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 no. Hello, baby. Hello, hello. Hello, baby. Hello.
up. My money be buddy, my money talking. No, I need you, I really don't want you. My money be twerking, my money do dancers. Yeah, shut up. I already heard you, I don't wanna answer. You ruin everything, you touch, you a cancer. Yeah, 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 yeah. I'm on that side where we win. No, you not that guy, cause I'm him. Yeah, I buy that big body right at the lights at GLA, came with that team. I don't wanna hear none of this shit you say. You crap with your chinny chin chin. Nah, I'm rocking that latest designer, the finest of purpose, the chinchilla skin. Yeah, they tryna copy the wave and I told them they can't even surf away on it. Yeah, ooh, they steady be copying my son, it's a birthday apparent if I'm being honest. Yeah, why you been? Trebuie să hai să vă arăt câți kilogram eu am. Pe minima să nabur am merge ni pe detski. Și ultima dată când m-am cântărit, asta avem 96 de kilogram ta. Asta plus minus avem 95. Dacă să scădem кроссовки și haine, hai să vedem. Came about your whole life. I was rapping about a whole life. How you stay rapping about these damn drugs? You ain't never tried once your whole life. Yeah, these kids some motherfucking burgers. I'm calling them fire guys. Yeah, the kid fried in that grease ball. Yeah, he fly fried. Yeah, I just put up in the belly. They big got them frog eyes. They tryna bite their sweat, but they bitches bite their dicks. Can't every time she set me up, there's 160 licks. Can't even count the songs I made and I'm up, there's 160 yeah, hits. They say you keep on evolving. How you so steady with it? They say you have your pocket swollen. You gotta show me this shit. Better tell you how I'm doing this shit. I got the devil on my phone, he told me keep doing this shit. Yeah, devil told me how to get rich. Yeah, how many bands? Six. Ați fi mai interesant când ați mai zbrac de coftiță și ați rămână în maicuță. Dar asta și bămoș după aceea să-mi pompez mâinile. Că așa e în stilul meu, eu îmi trebuie să mă pompez și după asta mai zbrac și trebuie să gândesc eu pastaia n-a sușit de mașcat. Cum a zis Calum von Mogher. El îi place înainte să duc la sal, să ridice leac la turnic, să înfle și după asta să duc la sal. Lumea să gândească că pastaia n-a inflat. Așa și eu. Până nu mă pompez, stau îmbrăcat și cum mă mușc să înflă mușchii, mă dezbrac și mă motivez. Mă uit la mine și singur afighez de mine, în oglindă mă uit. Umeri s-au pompat, dar mâinile încă smiltele. Până să trecem la mâine, atunci ați mai zis prac. Niggas in a minivan, couple of big sticks. Bitch better ride me like she on a ripstick. Yeah, they say what's that red of your chest? I told them that's your bitch lipstick. Yeah, I put up in a tonga in a helicopter going nuts. Yeah, I had a 50 band and I turned it to a 100 band. Didn't even need to go sign me a deal for these bullet diamonds, bitch, I'm on radio. I got it like 30, the bitch is the baddest. She up in the coupe with me, sucking me up. Yeah, my money be buddy, my money talking. No, I don't need you, I really don't want you. My money be twerking, my money do dancers. Yeah, shut up. I already heard you, I don't wanna answer. You ruin everything, you touch, you a cancer. Yeah, 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 I'm on that side where we win, no. Fuck, что-нибудь стаёзно. По шоу плащери до дяста, кори. Необъяснимо, это в рейсинге звуки просто, я кажется, стаю. А? Плащери не плакут, да. You not that guy, cause I'm him, yeah. Why about your big body, why about your lies, that you ain't come on your team. Yeah, they tryna copy the wave and I told them they can't even surf away on it. Yeah, they steady be copying my son and some birthday apparent if I'm being honest. Yeah, why you been capping about your whole life? I was rapping about a whole life. How you stay rapping about these damn drugs? You ain't never tried once your whole life, huh? Memorizația asta că este foarte important. Cine vrea să antreneze umerii și cine crede că dacă să antreneze umerii din față, umerii să fie lați, știți că vă greșiți. Umerii cu mult mai frumos privesc când sunt antrenați din spate, ești mai lat când îi antrenezi umerii din spate, nu din față. Anume, umerul din spate îți dă lățime, nu de asta din față. Mai mult trebuie să antrenați în spate decât în față.
Țineți minte asta. Ieșim la mânuțe. E cam o să fac bicepsul în selul lui Arnold. El face cu ștanga, cu bara dreaptă. Nu dreaptă, dar bara Z, deci să cum. Așa? Deci cu bara la biceps, leg jos și deodată la francuzki jim, se numește, la triceps. Asta e supersetul ideal al lui Arnold și îl fac și eu. Uședem mâinile deodată. Pompăm din primul set. Mâinile eu le-mi place să antrenez la pump, nu-mi place să fac salavaia. Ca facem la 10-15 repetiri. Yeah, I'm on that side where we win. No, you're not that guy cause I'm him. Yeah, why about your body, why about the lies that GLA came with your team? I don't wanna hear none of this shit you say you came with your chitty chitty. I'm rocking that lady designer. Yeah, they tryna copy the wave and I told them they can't even surf away on it. Yeah, they steady be copy my son, it's a birthday apparel if I'm being honest. Yeah, why you been capping about your whole life? How was you rapping about a whole life? How you stay rapping about these damn drugs you ain't never tried once your whole life, huh? Yeah, these kids some motherfucking burgers, I'm calling them five guys. Yeah, the kid fried in that grease ball, yeah, he fried fried. Yeah, I just put up in that belly, they been cutting frog eyes. They tryna bite their sweat, but they bitches. Asta și în YouTube-ul meu. Da, dar nu vei. E puternic băiatul ăsta. Da, mă uitam la tine exact așa, structură, picioare, îmi place, ești tu legat, știi, exact. Da, da. Eu încă așa formă bună n-am avut niciodată. Nu știu, am ușa să mă aviez, dar nu sunt așa, că sunt masiv, dar calitatea la tine mi-e bună. Eu cred că tu e mai bun și în înălțime, dar eu n-am avut niciodată. Da, nu prea, tu ești singur care îmi place. Da? Da, îmi place. Și eu spun tot, așa, legat. De ce? M-am motivat băietul. I can't every time she set me up, there's 160 licks. Can't even count the songs I made and I'm up, there's 160 hits. Yeah, they say you keep on evolving. How you so steady with it? They say you have your pocket swollen. You gotta show me this shit. Better tell you how I'm doing this shit. I got the devil on my phone, he told me keep doing this shit. Yeah, devil told me how to get rich. Yeah, how many bands? Six sticks in a minivan, couple of big sticks. Bitch better ride me like she on a ripstick. Yeah, they said what's that red on your chest? I told her that's your bitch lipstick. Yeah, I put up in a tonga in a helicopter going nuts. Yeah, I had a 50 band and I turned it to 100 bucks. Didn't even need to go sign me a deal for these bullet diamonds, bitch, I'm on radio. I got it like 30, the bitch is the baddest. She up in the coupe with me, sucking me up. Yeah, my money been bodied, my money talking. No, I don't need you, I really don't want you. My money been twerking, my money do dancers. Yeah, shut up. I already heard you, I don't wanna answer. You ruin everything, you touch, you a cancer. Yeah, I'm on that side where we win. No, you not that guy, cause I'm him. Yeah, why about your big body, why about the lies that you like, came with your team. I don't wanna hear none of this shit you say. You care about your chitty chin chin. Man, I'm rocking that lady, designer, defining suburban, the chinchilla skin. Tryna copy the wave and I told them they can't even surf away on it. Yeah, they steady be copying my son in some birthday apparel if I'm being honest. Yeah, why you been capping about your whole life? How was you rapping about a whole life? How you stay rapping about these damn drugs you ain't never tried once your whole life, huh? You don't love me by the look in your eye. I can't believe that you left.
Am vrut să zic că pasanul face așa pe aia. Dacă faci, faci așa, poate să crească mâinile. Băieți, nu luați în sens de rău, eu mai glumesc. Și nu criticați, nu criticați. Trebuie să spui. Mai glumesc și eu din când în când, să nu mă gândesc eu. Da, eu mă păcălesc, da. Asta înseamnă de bine, pățanul faci treaba și... De cât să stai acasă, mai gândi faci ceva de... Fac eu mă bicepsul, așa fac și Arnold Schwarzenegger și așa fac și eu pentru că așa fac și el. Și este mai efectiv decât cum ai faci stai pe scaun și cum sunt unii băieți, că e așa fac. Așa cum mult mai bine se simte pentru că tu singur controlezi greutatea și ai grijă că să nu se ducă în urmă, să nu se ducă. Și când ridici, se pompează foarte bine așa, picul, decât cum ar sta potul pe picior. Ești cu capul plecat, sângele circulă în mână, circulă și te pompezi mai bine mușchiul, decât cum ai sta vertical. Sunt mult mai bine așa și vă recomand să faceți și voi. Nu trageți atenția că vă spune că stați cu curul în sus. Pofic orice. Principalul este simțiți. Dacă simțiți, așezat pe scaun, nicio problemă. Mie îmi place așa. You let me bleed on what was my hand.